Mișcarea de rezistență națională, acum formată din PAS, PPDA și PRDM, a desfășurat în această dimineață încă o manifestație de protest antiguvernamental. De această dată, subiectul principal a fost hoții de miliarde și investigarea fraudei bancare. Protestul a început în fața clădirii Parlamentului, iar apoi coloana s-a îndreptat spre clădirea guvernului. Cu diferite pancarte în mână, manifestanții au strigat lozinci împotriva guvernării. În același timp, secretarul general al PAS, Igor Grosu, colecta semnături de la deputați pentru o petiție prin care cer instituțiilor Uniunii Europene să investigheze furtul miliardului și tragerea la răspundere a celor vinovați. Și tot astăzi, practic concomitent, un contraprotest de urmărire a fost organizat de mișcarea de tineret a Partidului Democrat, care i-a acuzat pe cei din PPDA și PAS că ar fi finanțați de persoane certate cu legea. Ulterior, aceștia s-au îndreptat spre sediul Partidului Acțiune și Solidaritate, acolo unde, preț de câteva zeci de minute, au protestat împotriva Maiei Sandu și au lăsat câteva pancarte lângă sediul partidului.